Bună, dragii mei, și bine ați venit într-un nou vlog. Asta va fi un vlog de shopping. Suntem deja la cumpărături și unde suntem? Suntem în Sawgrass Mall. Sawgrass Mall este unul din cele mai mari outlet-uri din America. Cred că sunt undeva la 6 mall-uri într-unul. Practic sunt 6 clădiri conectate unul de altul și găsești aici toate brandurile posibile și imposibile, de la branduri de lux cum ar fi Prada, Gucci și Valentina și toate lucrurile de genul ăsta, până la Marshall, TJ Maxx, Aldo. Mai uit pe aici împrejur pentru că este absolut imens. Ai Nike, ai Adidas aici, ai Bloomingdale, ai Nordstrom Rack, tot ce vrei și ce nu vrei. Între timp l-am pierdut pe Ciprian, dar da, noi vrem să facem niște cumpărături, trebuie să ne luăm niște bagaje, pentru că o să avem câteva călătorii și bagajele noastre de mână arată în ultimul hal, trebuie să le schimbăm. Și apoi câteva outfit-uri, formă, trebuie să cumpărăm câteva cadouri și lucruri de genul ăsta și m-am gândit că voi să veniți cu noi. Așa că hai să mergem. L-am văzut pe Ciprian, care a intrat într-un magazin. Hai să vedem ce se întâmplă în magazinul ăsta. A intrat la jeans și la poșete și la Adidas. La Aldo a intrat. Da, cam așa arată Aldo la outlet. Ai găsit ceva? Spune hai! Hello! A venit momentul să intrăm în Bloomingdale's. Este unul din magazinele mele preferate. Este un magazin care are mai multe branduri, branduri mai de lux, dar și branduri mai normale. Și prețurile sunt, bineînțeles, de outlet. Aici caut ceva de genul ăsta, un tricou de genul ăsta cu umerii mari. Am găsit în trecut, dar nu l-am cumpărat și acum, ghiciți ce, acum îl vreau. Așa că Ciprian zice că l-a găsit deja, exact pe ăsta l-arătam și eu în video. Dar, da, haideți să facem cumpărături. Cipri, ne despărțim aici. Tu te duci la băieți, mă duc la fete? Okay. Perfect. Hai că am zis și în română și în engleză. Oh, uite ce... Rochița asta este foarte frumoasă aici, dar eu nu caut... Adică caut și rochițe, dar nu așa. Caut altceva. Wow! Asta este foarte elegantă. Dar să vedem unde găsim acele tricouri pe care le-am găsit acum ceva timp și nu l-am cumpărat și acum știi cum e. Oh, aici e o bluză, ceva de genul ăsta. E ca o cămășuță. No. Așa e, uite, învățătură de minte, când găsești ceva să-ți cumperi. Că acum nu mai găsesc. Ah, culoarea mea preferată. Dar acum sunt... Oh, am găsit! Am găsit tricourile, guys, același tricou pe care mi-l arătase Cipri, dar pe alb. Și uite, au și tricoul ăsta pe care mi-l... Tricoul ăsta l-am mai probat eu și l-am pus pe Instagram. Este foarte murdar aici, de la fondul de ten, dar o să-l probez. Hai să vedem ce mai găsim pe aici, în acest magazin. Îmi trebuie și o rochiță mai fancy, așa. Aici au poșete. Brandul meu preferat de la Marc Jacobs. Ia să vedem ce au la Marc Jacobs. Oh my god, guys! Am primit această poșetă. Am primit-o de ziua mea de la Marc Jacobs. Wow! Ok. Ce altceva mai au? Ah, ce drăguță e asta. E super! Hai, mă mai învâr pe aici și revin cu mai multe imagini. Ce dezamăgire la Bloomingdale, n-am găsit absolut nimica și este foarte ciudat că de obicei la Bloomingdale tot timpul îmi găsesc măcar ceva, dar de data asta mi se pare că nu prea au avut așa marfă. Cred că e undeva și între sezoane și nu prea au așa foarte multă, nu, foarte multe haine. Bloomingdale ăsta dă afară, iar aici se află Paul. Iar Ciprian se află deja la Paul. Comandă micul dejun pentru că este de dimineață aici. Așa că luăm micul dejun și ne continuăm cumpărăturile. Da, foarte cuchet aici. Ne-am luat și acest țărucior ca să nu cărăm cumpărăturile și să le care căruciorul pentru noi. Hai să vedem ce a comandat Ciprian la micul dejun. Se pare că lui Ciprian i-a fost foame când a comandat micul dejun. Mi-a luat 3 ouă cu bacon și cu pâine salată, iar era același lucru. Cipri, cât de foame ți-a fost? O scară de la 1 la 10, undeva la 9. Se vede. Ne dă energie, ochiul. Da. E bun. No, cam așa, să avem poftă, apă și o cafea. Atâta. Găsisem tricoul acela alb cu umerii mari la Bloomingdale. Era măsura mea și l-am mai probat odată și nu l-am cumpărat, dar de data asta, de fapt nu l-am cumpărat, din cauza că era foarte murdar de fond de ten și nu vreau să dau banii pe el, nu știu dacă pot să-l spăl sau nu o să se ia când îl spăl, așa că nu l-am cumpărat. So, până acum shopping zero. Am intrat în câteva magazine și am cumpărat niște lucruri aici, însă sunt toate cadouri, nu sunt pentru mine sau pentru Ciprian. Acum o să mergem în zona de afară, unde sunt magazine așa un pic mai cu prețuri mai mari și să ne încercăm norocul acolo, să sperăm că o să găsim ceva. Ciprian este gata. So, practic, poți să faci așa cu acest cărucior, cineva să tragă. Este foarte ușor de tras, dar da. Keep going. Da, deci așa, fiți atenți. Când am fost cu mama la cumpărături aici, am luat în chiriezi acest cărucior pe o zi. Cât a costat Cipri pe zi? Căruciorul? 8 dolari. 8 dolari pe zi. Și când am fost cu mama, știam că mama... Stai să mă pun și eu. Uite așa, mă pun eu aici. Guys. Și Ciprian mă trage. Și știam că mama nu poate să meargă, obosește foarte repede și am închiriat căruciorul ăsta pe zi. Și am tras-o cu căruciorul prin tot mall-ul, așa a putut să facă tot 6 mall-uri într-o zi. Mama și cu mine suntem... Ne place la cumpărături foarte, foarte mult, numai că na, mama are o vârstă, nu mai are condiția fizică a unei tinerici, ca să zic așa, ca mine. Da. Așa că așa am plimbat-o pe mama prin mall-urile din America. Deja... Aici avem Burberry, nu ne oprim neapărat la Burberry, dar acum la Coach, da, vreau să intrăm un pic la Coach. Dar ce fain este! Sunt în căutare de o poșetă albă, mai sporty așa, să vedem dacă o să găsim. Am lăsat coșul nostru, l-am lăsat aici cu toate cumpărăturile. Sper să nu ni le fure nimeni, de obicei nu sunt probleme aici, în America. Dar nu se știe niciodată. Ui, ce drăguțe sunt astea, micuțe! Sunt super, e super micuță, uitați cum este mâna mea. Și asta e toată poșeta. În cameră se vede mai mare decât e, dar este minusculă. Hai să vă spun și prețul. Asta este... 300 de dolari, prețul întreg, dar presupun că este cu discount. Nu e la fel, dar sunt sigură că prețurile sunt la fel. Aici este zona mai de birou, dar nu avem nevoie de așa ceva, că lucrăm de acasă. Adidas, dacă aș găsi ceva interesant, eu caut acum, nu caut ceva particular, caut ceva așa, nu știu, de efect. Ceva care să o am pentru mai mult timp. Asta e faină, rău de tot, cât costă. Asta are 65% reducere, iar prețul original este de 450 de dolari. Nu prea se vede, dar nu. 450 de dolari. Da, 65% reducere. Da, prețuri bune. Au și bijuterii. Poșeta asta e faină. Asta e 50% reducere. Ia să vedem cât costă. E 450, deci ar veni 225 de dolari plus taxe. Cipri se uita la niște haine de băieți. Asta e la 149 de dolari, așa foarte de zi cu zi. Uai, ce culoare faină! Asta e culoarea mea preferată. Vreau să mă duc, suntem în Michael Kors, dar vreau să mă duc nu la Gens, ci la Adidas. Vreau să mă uit la Adidas, Cipri. Încălțările de aici. Ăștia chiar îmi plac. Dar cred că am ceva de genul ăsta, aproape identici. Exact cu chestia asta la spate. Da. Nu știu cât costă. A, 80, ăia sunt 89 de dolari. Uai, ce preț bun. Da. Nu știu, să probez. Nu neapărat că mi-ar trebui. Ala e foarte greu de asortat culoarea aia. Hai că încerc, îi încerc pe ăștia, că îmi plac. Guys, așa se fac cumpărăturile în America. Este coada la Gucci. Deci uitați-vă aici la coada la Gucci și atunci când o să intrăm la H&M nu o să fie nicio coadă. Aici este... ce e asta? Armani, nu? A, nu, Versace. Magazinul lui Versace. Dar noi venim aici pentru Robert Graham. Robert Graham este un designer care folosește foarte mult flori și are mai mult design pentru bărbați, da, ceva de genul ăsta. Și toate cămășile lor sunt super înflorate, dar înflorate în modul cel mai frumos posibil. Vrei să intri, Cipri? Da. Ah, ok, păi de-aia am crezut că de-aia venim aici. Ok, la Ted Baker. Îmi pare rău pentru zgomot. Avem coșul ăsta care face un zgomot infernal. Avem și Saint Laurent, Here Tods, avem Carolina Herrera pe aici, Tory Burch. Oh, și la Tory Burch aș vrea. La Tory Burch și la Vince aș vrea să intru. Avem un blanc. Vă spuneam că pe aici afară sunt numai branduri din astea așa, like, foarte scumpe. Oh, și Marc Jacobs este aici. Intrăm și la Marc Jacobs. Hai că avem treabă, guys, avem treabă. Da, cred că toată lumea știe unde mă aflu. La Marc Jacobs. Am intrat. Nu vreau să mă uit de genți, pentru că deja am prea multe genți. Dar bineînțeles că îmi plac majoritatea genților. Vreau să mă uit aici un pic la haine. Oh, Ciprian mi-a găsit ceva. Un crop top? Da, nu. No, but I want to look in here. Vreau să mă uit la niște lucruri, la niște haine de la ei. Poate ceva de... foarte... așa de... pe avion, poate, sau ceva de genul ăsta. Nu știu, să vedem. Ia. Da, nu. Dar, wow! Îmi plac culorile, în schimb. Lui Ciprian îi plăcea rochița asta. Arată-le rochița. Uite și asta, asta verde, nu, asta verde. Deci dacă să o probez, este o rochiță gen tricou. Dar este și din material din ăsta croșetat, e foarte cald aici în Florida. Au nou tricoul de la Marc Jacobs. Asta e drăguț așa culoarea. Da, nu vreau, nu-mi trebuie tricouri simple. Ce credeți, guys? Cred că mi-am găsit prima ținută. Nu cred că mi-au tricoul ăsta, pentru că este un pic cam alb gălbui, însă pantalonii ăștia scurți îmi plac de mor. Sunt foarte mai scurți aici, iar în spate vin mai lungi, vin super, au talie înalte, pe mine mă avantajează talia înaltă, vine cu această curea, dar eu nu o să o cumpăr. Este de la brandul ăsta Cuples Jeans. Sunt un pic cam scumpi, dar având în vedere că sunt blugi, o să mă țină pentru o foarte lungă perioadă de timp, așa că cred că îi cumpăr. Au 30% reducere și tipul a zis că mai îmi dă încă 10%, deci o să iau 40% reducere. Sunt super fain, îmi plac super mult. Da, hai că am făcut prima cumpărătură. Tricoul ăsta nu mi-l iau, însă mi se pare așa interesant că vine cu gâtul lung și aici are firma inscripționată. Sunt în cabină la Ted Baker. Cât de faină este cabina lor de probă, arată super. Și am acest maieu care îmi place, cred că mi-l cumpăr. Chiar îmi trebuiau niște maieuri. Și am acești pantaloni scurți care sunt foarte mari, foarte mari de mine, dar îmi plac foarte mult. Nu știu dacă vedeți aici, au chestia asta, așa? Și mi-am găsit... A, perfect! Și mi-a găsit Ciprian o pereche de Adidas care îmi plac și are și el la fel și să iau ca să-i asortez. Am unul, da, eu acum am unul și îmi trebuie 0. Dar... chiar îmi place, mi se pare că e o țintă de vară, nu? E frumos pe deasupra ca să te facă talie înaltă. Da, pe deasupra, nu, pe deasupra dacă mi-l pun, uite cât de urât vine. Nu, dar nu poate, nu în această combinație. Uite-te și tu, cum să-mi... Eu sunt mică în picioare și când mă face și mai mică în picioare. Deci e foarte fain maieu. Foarte, foarte fain. Asta este prima ținută. Mi-a adus 0, mi-a adus mărimea 0. Probesc următoarele maieuri. Următoarea ținută. Maieul ăsta parcă nu prea îmi vine, cred că este prea jos, trebuia să-mi vină un pic mai în sus, asta nu îmi place. Și nu știu, culoarea îmi vine bine parcă la piele, dar nu știu, pe ăsta nu-l iau. Și așa sunt pantalonii, aceiași pantaloni, dar în variantă de cea mai mică, în măsura 0. Nu știu ce să zic de pantaloni, îmi plac și nu prea. Nu știu, parcă vin aici, nu vin, nu știu cum să zic, vin mari, parcă mă mărește, parcă îmi face burtă, dar eu nu am burtă. Sau cel puțin așa îmi place să cred că nu am. Am buzunare, nu știu, pare ca o rochiță, într-un fel, ca o fustiță, într-un fel, parcă sunt faini. Da, nu știu, asta e, mai am două maiouri. Același maieu, dar pe roz, și un maieu pe rozul ăla, așa, de baby. Da, nu știu. Și toată ținta la picioare este așa, papucii mei și cu Adidas și ăștia negri pe care mi-a găsit Cipri. Și sunt mai mult de iarnă pe negru, așa. Guys, am intrat până la Rag and Bone. Am aici un maieu care o să-l vedeți în curând, are și pantaloni scurți la fel. Dar mi-am găsit acești pantaloni de piele, sunt piele adevărată. Îmi plac, cred că super mult, dar sunt cam scumpi, sunt vreo $300. Având de vedere că sunt din piele, merită banii. Și mai am o rochie foarte lungă pe care aș vrea să o probez, dar dacă ăștia ar fi mai reduși, poate că mi-aș lua $300, nu știu. Poate dacă nu găsesc altceva, o să-mi iau pe ăștia. Dar, cred că îmi plac. Este rândul lui Ciprian acum să probeze niște tricouri. Suntem la Karl Lagerfeld. Îmi place, astăzi nu este foarte aglomerant, ceea ce este super bine. Și probează câteva ținute. Nu prea avem noroc, nu prea găsim absolut nimica. Am mai intrat și în Scotch and Soda, este magazinul preferat al lui Ciprian și n-am găsit absolut nimica. Cred că suntem cumva între sezoane, că nu prea suntem cu mare noroc astăzi, dar vom vedea. Prima ținută a lui Ciprian, îi trebuie ceva de condus, așa, pentru ore mai multe și cred că și-a găsit un compleu. Da. Arată foarte fain pe tine, Ciprian. Îmi place. Guys, am ajuns acasă. Câtă dezamăgire astăzi. Deci nici n-am mai filmat pentru voi, pentru că nu am avut ce să filmez. Cred că ultima oară am filmat la voi la Karl Lagerfeld, unde Ciprian a probat niște chestii. Până la urmă nu și-a luat nici compleul ăla. Și-a luat un tricou de la Karl Lagerfeld. Deci, basically, ce am făcut la mall, eu mi-am luat o pereche aia de pantaloni scurți de la firma aia, nu știu, nu-mi vine acum în cap, se numește Ciprian și-a luat un tricou. Noroc că ne-am mai dus cu gândul să mai cumpărăm niște cadouri pentru familie, pentru că altfel era un eșec total și într-adevăr ne-am găsit bagaje de mână, pentru că noi aveam bagajele de mână de foarte mulți ani de zile și se cam stricaseră roțile. Eu sunt aici cu Luna afară, am scos-o și pe ea. Bine, am mai scos o dată, nu am mâncat, nu, acum ne petrecem seara cu ea, că ne simțim așa vinovat că am lăsat-o singură atâta timp. Dar video asta continuă, pentru că mâine va trebui să mă duc iar la cumpărături. De data asta o să mă duc singură mâine. Mâine trebuie să mă vopsesc și după vopsit mă duc la diferite magazine să mai cumpăr una alta pentru familie. Și pentru ziua, vine ziua mea, vreau să cumpăr o rochiță, no, să vedem ce găsim, dar voi veniți cu mine. Bună, dragilor, o nouă zi, o nouă distracție, shoppingul continuă. Tocmai ce mă aflu în mașină, deoarece am fost la vopsit, mi-am vopsit rădăcinile și da, așa se întâmplă în America, nu te și usucă pe păr. Te usucă pe păr doar dacă vrei să îți faci și părul, adică să mi-l coafeze. Iar eu n-am făcut asta din două motive. Unul, pentru că chiar nu mă duc nicăieri astăzi așa special și n-avea sens. Și doi, pentru că nu am avut timp să stau de tot procesul de făcut părul, pentru că ne grăbim să mergem la shopping. Am în minte cam două magazine astăzi. Astăzi nu știu dacă mai mergem la mall sau poate mai mergem la mall, nu știu. Unul este Nordstrom Rack și celălalt este Saks Fifth Avenue. Amândouă sunt niște magazine de tip outlet, să spun așa. Dar mă aflu în Boca Raton și chiar lângă mine acum se află mall-ul din Boca Raton, Boca Center, cred că se numește. Și poate că ajungem și acolo. Însă întâi mergem la Nordstrom Rack. Tot așa, îmi caut poate niște rochițe acolo, dar în principal caut cadouri. Știu că ieri nu v-am spus de ce caut cadouri. Da, mă duc în România, așa o vizită fulgeră în România și nu-mi place să mă duc mâna goală, vreau să iau câteva atenții pentru familia apropiată. Și da, de asta toată nebunia asta. Uite, mi-au lăsat de la vopsit, mi-au lăsat linia asta, dar n-are nimica, nu mă cunoaște nimeni în America. Da, hai, deja este târziu, să mergem în primul magazin la Nordstrom Rack, să vedem ce au acolo și ce găsim. Hai, oameni buni, să vedem ce găsim aici la Nordstrom Rack. Nordstrom este magazinul principal cu toate hainele astea de firmă și care sunt un pic mai scumpe, dar ăsta, Rack-ul, este magazinul lor de outlet, așa că prețurile sunt mult mai prietenoase aici. Și avem de la haine până la încălțăminte, până la genți, până la accesorii, până la toate lucrurile de genul acesta. Și da, cam așa arată treaba aici. Sunt puse și pe firme, dar eu în principal am să mă uit aici la genți. O să încep de fapt cu gențile și apoi ne uităm noi la mai multe. Poate și un portofel ar fi o idee bună pentru cadouri, dar să începem cu gențile. Chiar vreau să mă uit la o geantă. Geanta asta de la Marc Jacobs îmi place foarte mult, însă să mi mai cumpăr și pe asta, că o am pe asta, dar arată aproape identic. Dar asta mi-a plăcut foarte mult de la Tory Burch. Le-am văzut și ieri în magazine pe alte culori și este foarte, foarte drăguță. Prețul aici este $200, dar ea arată foarte fain. Au, pe asta le văzusem. Pe asta le văzusem, iar cât de drăguț. Au tot fel de genți aici, au case pe aici au Michael Kors și mai mult Marc Jacobs aici. Oh, ce drăguț este ghiozdanul ăla de la Marc Jacobs, dar e pe negru și eu nu prea port negru. Hai, mă uit aici, că trebuie să mă uit la genți și apoi vă mai arăt și alte părți din magazin. Asta este prima ținută. Acest... și copiii plâng, amazing. Ce video fain și cu muzică și cu tot. Deci asta este, nu știu ce să spun, ca un fel de capot, nu știu, un cover-up, nu știu ce să-i spun că este. Mă gândeam că poate fi prins așa cu o curea în talie. Bineînțeles, nu cu rochița. Rochița asta este a mea. Am venit cu ea de acasă. Dar mă gândeam cu niște pantaloni scurți albi și cu un maieu și cu chestia asta pe deasupra. Am să-l port așa undeva pe seară dacă merg la un restaurant în România. Nu știu, cam îmi place și nu am nimic ceva de genul ăsta. Sau asta poate fi purtat chiar și în casă ca un capot când ești din baie. Nu știu. Îmi place, cred că pe asta mi-l cumpăr. Iar chestia asta este ceva la fel, identic ca cealaltă, doar că pe alte culori. Însă mi se pare că, nu știu, nu prea mă prinde culoarea asta. Mi se pare așa prea puternică. Așa că ăsta va fi un nu. Tot încerc să-mi cumpăr și ceva cu flori, dar nu. Printul ăsta chiar îmi place super mult, însă rochița asta este prea mare pentru mine. Este mare aici, este foarte lungă, însă chiar îmi plăcea și are și buzunare aici. Dacă era mai scurtă, atunci venea mult mai bine, dar n-am chef să mă duc să o modific pentru că are buzunare aici. Iar dacă partea asta eu o pun aici un pic mai sus, o să pierd buzunarele și deja este scumpă rochia asta, așa că nu o să mai și alterez. Păcat, dar îmi plăcea. Acum sunt tot cu rochița asta, dar vă rog să vă uitați la această gepuță. Îmi place că este tăiată foarte scurt, însă mânecile sunt foarte mari și tot așa mi se pare că mi-adaugă volum și mă face și mai mică decât sunt. Așa că și asta trebuie să fie un nu. Păcat, îmi plăcea partea asta din față foarte mult, dar în rest foarte mare, foarte mare. Guys, chestia asta nu credeam că o să-mi placă atât de mult pe cât îmi place, însă este un pic cam scurtă în primul rând. În al doilea rând, materialul este cam gros și la spate este prea scurt, foarte, foarte scurt, însă îmi place super mult. Pe mine nu mă avantajează chestia asta așa petrecută, însă văd că asta îmi vine destul de bine, însă este foarte scurtă și iar mi se pare că îmi face un pic burtică. Deci materialul nu vine cum trebuie, însă mi-ar fi plăcut dacă ar fi fost un pic mai lung. Da? Hai, următoarele. Următoarele o să vi le arăt așa, pentru că sunt trei maieuțe și nu am cu ce să probez în partea de jos, dar unul este așa, celălalt este pur și simplu alb, iar ultimul este ceva de genul ăsta, așa, roz. Să vedem pe care îmi vine bine și pe care o să-l cumpăr. Sunt într-un butic în Boca și cam mi-am găsit, este fustă pantalon, dar arată super, nu-i așa? Și culoarea parcă îmi vine bine. Nu știu, îmi place, sunt un pic așa, parcă mi-aș lua-o. E foarte lejeră. Singurul lucru care mă deranjează este că se vede partea din interior aici. Și spatele vine fain, tot așa cu ceva de genul ăsta. E cam greu să arăt. Merge bine și cu tocuri. Nu știu ce să fac. Buticul ăsta chiar are lucruri super, super frumoase. Topul ăsta îmi place foarte mult, însă ceva e greșit. Ce e chestia asta aici? Cred că va trebui să-l prind. Dacă îl cos aici așa și îl cos și în partea cealaltă și îl calc, cred că va veni foarte frumos. Iar cu pantalonii ăștia îmi plac foarte mult, însă sunt M și mi se pare că sunt un pic mari, dar pe de altă parte parcă îmi plac așa mari, că sunt mai... sunt mai oversize, așa. Ăștia mi-aș lua pentru... Am un weekend în New York și parcă mi-aș lua pe ăștia că... Nu știu, foarte fain. Se potrivesc bine la roz. Nu știu, cred că mi cumpăr, dar îmi place și rochița asta. Prețurile nu sunt chiar mici. Asta e $75. Asta este, vă spun eu cât este. Bluza este 60 de dolari și pantalonii sunt 70 de dolari. Cam scumpă. Ah, dar ce-mi plac pantalonii, super sunt, dacă ar fi avut un S, pentru că îmi sunt un pic mari. Nu foarte mult, dar îmi sunt un pic mari. Ah, mă mai gândesc și apoi văd ce fac. Guys, nu știu ce se întâmplă astăzi cu mine, că sunt indecisă. De la magazinul ăsta, de la buticul ăsta, se numește Etichet și este aici în Boca Raton. Mi-a plăcut salopeta roză foarte mult și mi-aș fi luat-o. Însă, nu știu ce, eu am așa o chestie că dacă tot dau o grămadă de bani pe haine, vreau să fie perfecte. Și ce mă deranja era că aici, pe lângă volănașele alea, se vedea materialul de pe interior și nu îmi place chestia asta pentru că nu denotă calitate. Pantalonii aceia scurți maro mi-au plăcut extraordinar de mult. Era că pe ce să mi cumpăr, numai că nu erau numărul meu, erau M. Asta să dau un pic aerul condiționat mai jos, ca să se audă mai, să faci un zgomot. Da, dar cum vă spuneam, pantalonii erau M și mi erau un pic mari. Și totodată mai erau și culoarea maro. Eu nu port maro, așa că nici pe ea nu mi-am luat. Bluza aceea albă, maioul ăla, topul ăla alb, mi-a plăcut foarte mult când l-am văzut. Eram sigură că o să mi-l cumpăr, însă venea foarte ciudat. Cred că pentru un astfel de top trebuie să ai un material foarte... care se așează foarte bine, nu trebuie să fie moale, iar materialul era moale și nu se așeza cum trebuie absolut deloc. Așa că până la urmă nu mi-am luat nimica și nici de la Nordstrom Rack până la urmă nu mi-am luat capodul ăla, pentru că avea niște flori și m-am gândit că e așa un pic foarte hippie, iar eu nu sunt pe stilul hippie și așa mai departe. Am cumpărat decât un parfum pe care o să-l ofer cadou și niște măști de față, tot așa, pe care am să le ofer cadou. Dar nu-i bai, mergem la Saks Fifth Avenue. Asta e unul din magazinele mele de outlet-uri preferate. În general găsesc chestii de firmă acolo, dar la niște prețuri foarte, foarte bune. Și totodată, tot astăzi mergem la TJ Maxx și Marshall, tot așa, două magazine de tip outlet, dar cu prețuri mult mai joase decât dacă Saks și Nordstrom sunt pe buget așa mediu spre ridicat. La TJ Maxx și Marshall, îmi pare rău, acolo găsim haine de o calitate foarte bună și la niște prețuri foarte, foarte mici. So, mergem în toate magazinele astea astăzi. Eu mi-am luat micul dejun în mașină, aceste mici bucăți de ciocolată cu ciocolată cu lapte și cu niște nuts, cu niște almonds, pecans și un pic de caramel. Sunt foarte bune. Și după ce mănânc asta, v-am spus, mergem la Saks Fifth Avenue, așa arată, sunt delicioase. Ne vedem mai târziu. Guys, hai să vedem care ne este norocul aici la Saks Fifth Avenue. Mă văd aici mare că sunt extra cați de prețuri și toate cele. Să sperăm, că au prețuri mici și produse în magazine, pentru că nu prea găsesc absolut nimica. Dar nu. Fie ce fi. Cumpăr ce găsesc, dacă nu găsesc, asta este. Ok. Hai să vedem, mă uit și apoi ne vedem de la cabine. Ce geantă frumoasă de la Furla. Oare cât costă? 197 de 200 de dolari. Hai, ne vedem de la cabine. Guys, cred că mă apucă depresia la cumpărături, pentru că nu-mi găsesc absolut nimic. Am probat geaca asta, ceea ce este cool. Are și fermoar, o geacă de pluge are fermoar și are și nasturi. Îmi vine bine. Am suflecat aici mâneca. În partea asta am lăsat-o lungă, dar nu știu ce să fac. În primul rând este o culoare gălbuie, nu este alb-alb și asta nu este pe placul meu. Și în al doilea motiv, a doua chestie cu geaca asta este că este 150 de dolari. Eu aș da 150 de dolari pe ea dacă ar fi ceva ce aș purta tot timpul. Însă, eu trăiesc în Florida și mie nu-mi trebuie geci, îmi trebuie decât o geacă de blugi, doar să mă duc cu ea în România și nu aș da pe ea 150 de dolari. Na, nu știu ce să fac. Credeam că o să fie mai bine la cumpărături, dar se pare că nu-mi găsesc absolut nimic. Nu știu, ori sunt nehotărâtă, ori nu știu care este treaba. Însă, da, geaca asta mi-ar place, dacă ar fi albă aș lua, dar așa culoarea asta gălbuie nu se potrivește cu nimic din ce am eu alb și plus de asta este și foarte scumpă și o să o port decât o singură dată. Nu cred că se merită, așa că o să mă duc să-mi găsesc o geacă super ieftină de blugi, albă, de pe Amazon, să vină mâine, ceva de genul ăsta și pasta. Da, hai că mai am câteva lucruri albe de probat aici, vi le arăt și pe asta și apoi mergem în următorul magazin, care nu cred că o să mai fie despre mine, cred că o să fie despre cadouri. Cred că în sfârșit mi-am găsit ceva, cu toate că, nu știu dacă mă uit, parcă mă fac cam grasă. Îmi fac amare, dar este pur și simplu un compleu cu pantalon și cu bluză. Bineînțeles, se cumpără separat, dar arată ceva de genul ăsta. Pantalonii sunt drăguți. Nu știu ce să zic despre bluza asta, nu știu ce să zic, dar ideea este că merg împreună. Ceva de genul ăsta. Da, nu știu ce să fac, îmi place și nu-mi place, cămașa asta e, parcă este cam mare, din cauza că este S, poate dacă era un extra small, poate îmi venea mai bine. Pantalonii cred că îmi vin bine. Ar fi drăguț pentru la mare, nu? Pentru la mamaia, nu știu ce să zic. Ah. Hai să mai vorbesc și ultimele două chestii și mă hotărăsc apoi, dacă nu știu de ce. Sunt nehotărâtă astăzi la cumpărături, nu știu de ce. În general nu sunt nehotărâtă, dacă îmi place ceva îmi cumpăr. Dar, nu știu, probabil pentru că încerc să cumpăr chestii pentru România și eu n-am mai fost la mare în România de peste 10 ani de zile, nu știu ce se poartă și cred că de asta mă tot învârt atâta și nu știu ce să-mi cumpăr. Până la urmă poate că pe asta mi-l iau. Nu știu. Și ceva. Tricoul ăsta chiar îmi place. Trebuie să stau așa pentru că nu am sutien și este un pic cam transparent. Dar cred că tricoul ăsta mi-l iau pentru că este așa cu... are mânecile astea lungi, bufante și chiar mi se pare că îmi vine foarte bine. Poate fi purtat în vacanța mea de la New York. Da, pantalonii nu îmi plac absolut deloc. Nu știu, iar îmi fac burtă. Cred că o avea burtă până la urmă, nu știu ce să zic. Dar vin ceva de genul acesta, dar mă măresc foarte mult. Nu vin absolut deloc bine. Da, cam asta este situația și am probat totul. M-am decis să-mi iau compleul ăsta. Până la urmă alb, ambele două chestii, pantalonul scurs și bluza, și mi-au tricoul ăsta cu siguranță. Africa, m-am hotărât. În drumul meu spre un alt magazin, mi-am dat seama că în aceeași plață cu Saks Fifth Avenue este și TJ Maxx, așa că acum ne îndreptăm spre TJ Maxx. Aici va fi numai și numai despre cadouri, gata despre mine. Mie nu că îmi trebuia neapărat ceva, dar nu mi-aș plăcut să-mi iau ceva nou de ziua mea, dar mi-am luat câteva lucruri, așa că acum este vorba numai despre cadouri. Hai să intrăm în TJ Maxx acum. Cred că ar fi un cadou foarte frumos să cumpăr cuiva aceste chestii de machiaj. $7,99. Cât de drăguț e ăsta! Și ăsta pentru cineva care are cățel. Wow, ok. Good vibes. Chiar sunt foarte faine chestiile astea pentru machiaj. Și au o selecție foarte mare. Uite, dacă ați avea pe cineva care ar locui în Anglia, asta este foarte faină. Hai că prima oprire este aici, după care mergem la agenți. Pentru că aș vrea să cumpăr poate și o geantă. Uitați câte selecția numai de genți negre. Avem și de la Michael Kors niște gentuțe de genul acesta. Moschino este aici. Ce mai avem? Calvin Klein este aici. Atunci, wow, un perete întreg cu genți din astea culori neutre. Și aici selecția de roșii. Hai că avem de explorat, guys. Și încolo mai văd alte culori. Și aici sunt eu și outfit-ul meu de astăzi, nimic special, foarte casual. Dar să mă opresc aici pentru că mi se pare o idee foarte bună de cadouri. Alt magazin, guys, suntem la Marshalls și am venit direct la raionul de poșete pentru că vreau să mă uit aici de un cadou și hai să vedem ce găsim. Nu știu, parcă opțiunile nu sunt așa de bune. Mi se pare că au același lucruri ca și la TJ Maxx. Am găsit o geantă. Geanta asta de aici este frumoasă. Asta de aici, de la Calvin Klein. Dar este o geantă de birou și nu prea am așa oameni care să lucreze la birou. Ai. Ce drăguță e asta! Ce drăguță e asta! Asta poate fi un cadou super drăguț! Este un ghiozdanel mic și este super drăguț. Pare că e și din piele. Și cred că, da, hai că pun camera jos, dar cred că am găsit ceva. Uite cât de drăguță e. Ghiozdanelul s-a adjudecat, l-am aici în spate. Hai să mergem să ne uităm la niște rochițe, nu? Mă gândesc că poate am noroc aici și îmi găsesc câteva rochițe. Prețurile văd că sunt destul de bune, 39,99, 40 de euro pentru Donna Karan New York. Nu știu, au o grămadă de chestii pe aici. Hai să întorc camera să vă arăt și vouă. Rochii așa, rochii de plajă. Asta iar este un magazin de discount, deci trebuie să cauți așa foarte mult până să găsești. Eu însă găsisem ceva care îmi plăcea, mi se părea interesant. Această rochiță lungă. Dar mai bine hai să pun camera jos. Magazinul arată ceva de genul acesta, nimic interesant. Și dacă găsești ceva, merge la cabină și probă. Guys, îmi place rochia asta, îmi place rochia asta de mor. Este, aici lumina nu este foarte bună și am și Adidas. Nu luați în seamă chestia asta, uite, așa cred că vedeți mai bine. Îmi place extrem de mult, însă este extra small și mă cam strânge. Așa că mi-am adus un small să o probez, dar n-am mai avut răbdare să vă arăt pe small. Vă arăt pe asta pentru că îmi place foarte mult, numai că mă strânge pe aici, dar în rest este absolut, absolut superbă și are chestia asta așa aici, cum se poartă acum cu tăieturile astea. O să fie roche perfectă de plimbat o zi întreagă prin New York. Da, hai să probez și pe S. Nu vă mai arăt pe S, că sigur mi-o cumpăr. Wow, you guys, la ultimul magazin cred că am dat lovitura. Sunt într-un alt TJ Maxx și am probat această rochiță de plajă care îmi place super mult. Are și buzunare. Cât de faină este. Nu prea mă avantajează pe mine așa chestia asta în V, din cauza că nu prea pot purta sutien. Și dacă îmi ridic chestia asta așa în sus, se vede aici urât. Sau cred că este un nu. Dar la spate venea super drăguț. Sper că vedeți așa. Venea super, super drăguț. Îmi place super mult. De plajă, nimic mai mult decât atât. Dar din cauza chestii astea nu pot să o cumpăr. Pentru că îmi vine foarte, foarte urât aici, dar cât de fain. Dar mai am mai mult de asta, este decât prima. Și cât de fain îmi vine și nici nu îmi face burtă nimic, atunci. No, vine super, super drăguț. Hai să trecem la următoarea. Pe principiu, așa nu, mă simt ca și Cleopatra. Asta este încă o rochie pe care am probat-o, tot pentru plajă. Îmi place foarte mult, dar tot așa, este petrecută și chiar nu îmi vine bine. Și la spate îmi este super mare, dar tot așa avea spatele desfăcut. Era super tare. Dacă îmi venea aici, dar este mult material, foarte mult material. Așa că o să vă arăt mai bine așa. Așa că trecem la următoarea roche, pentru că asta este un mare nu. Îmi pare rău pentru tot zgomotul din video de azi și de ieri, dar nu pot să controlez zgomotul vecinilor sau muzica sau zgomotul care este în magazine. So, sper că mă iertați. Am salopeta asta, care îmi place. Vine bine, nu vine nici foarte scurtă. Știu că am mai probat astăzi o salopetă și e bine. Este foarte decupată, dar ideea este că îmi pică de aici. Așa că, bineînțeles că nu o pot lua și nici nu se închide la spate cu nimic. Spatele ar fi așa gol. Da, și n-am ce să fac pentru că nu știu cum să îl securizez ca să-mi stea bine. Și îmi place partea asta de sus, mi se pare foarte elegantă, dar pantalonii o fac foarte casual, foarte de zi. Așa că nu prea știu unde să port chestia asta. Plus că v-am spus, n-aș putea să o port din cauza că asta îmi pică. Îmi pică și dezvălui absolut totul. Da, dar ar fi fost drăguță. Cu niște tocuri, poate, într-un bar, dar nu, e foarte casual, așa, în partea de jos. Hai, următoarea pe listă este această rochie. Este cu totul și cu totul altă culoare în realitate. Este un verde mai crud. Are aici un slip. Îmi place. Partea asta așa parcă chiar pare ca o cămașă de noapte. Și aici parcă îmi vine un pic, cred că mi-e mare. Dar mai am nu-i bai, că mai am pe o culoare, același model, dar pe altă culoare. În rest, nu vine rău. Vine destul de drăguț. Hai să o propun și pe cea pe roz, să vedem. Asta nu cred că o să o țin. Wow, you guys! Culoarea asta este foarte, foarte în ochii tuturor. Este foarte puternică culoarea. Vreau să spun că e in your face. Am încercat să găsesc o traducere bună în limba română. Da, este exact identică ca și cealaltă. Nu știu, asta parcă vine mai bine. Dar nu cred că... Deci nu-mi place partea de sus. Chiar pare ca un furou. În rest, partea de jos îmi place super mult, dar partea de sus nu-mi place. Dar, da, era o chestie interesantă dacă și partea asta era mai simplă. Cred că este prea mult pentru mine. Da. Culoarea asta e absolut, nu se vede cât de nebunească e pe cameră. Este, în realitate este și mai nebunească. Asta era bună de New York, că nu mă pierdea Ciprian în oraș. Încă o rochiță la orizont, însă cred că nu mă prinde culoarea absolut deloc. Nu e culoarea mea, dar altfel ar fi fost drăguță de plajă. Dar nu. Și mi se pare un pic și cam scurtă. Chiar mă taie într-un punct foarte nefavorabil și aici, în loc să mă strângă ceva de genul ăsta, super strâmb, mi se pare că mi-adaugă volum aici. Așa că asta este un nu. Dar sincer nu știu ce să fac despre rochița asta. Mi se pare super interesantă. Ah, nu știu. Vedem. Următoarea. Încă unul. Am mai salopeta asta, care îmi place și nu prea. Mi-am dat și șoșonul jos ca să fac cum vine. Îmi vine bine, însă așa sunt largi și chestia asta e largă. Cred că trebuia să vină ceva de genul acesta. Vedeți cât de bine venea? Dacă era strâns sus, venea perfectă. Nu mai am timp să mai mă duc să mai o modific, dar îmi plăcea foarte mult și materialul este foarte fain. Foarte fain. Între timp am probat și rochița asta de plajă, însă este total transparentă, n-am putut să vă arăt, dar nu o iau pentru că nu face nimic pentru mine. Însă cu chestia asta nu știu ce să fac. Mi-este un pic mare, dar ar fi interesantă. Wow, dar ce colorată sunt! Rochia asta este măsura medium. Dar fiți atenți ce interesant este acest model. Asta e jumătate de roche, ceva de genul ăsta. Și cealaltă jumătate arată la fel. Este foarte mult material. Cum se zice? Mă mănâncă cu totul această roche. Deci e un big no-no. Dar mi s-a părut așa foarte interesant printul. Da. No. Rochia asta ar fi avut așa de mult potențial, materialul este super, printul este super, culorile sunt foarte frumoase. Din păcate îmi este foarte lungă, nu mă avantajează, dar dacă era așa ceva foarte scurtă, cât de fain, cât de fain venea. Cam nice, nu? Mă gândesc că pe asta aș putea să o iau și să-mi o scurtez. Și atunci ar putea să fie ceva super trooper. Dar nu știu dacă până aici îmi place. Probabil să o tai, să o fac până aici. Ceva de genul ăsta. Când vine perfect. Și acum încă n-am închis-o la spate. Da. Așa nu. Vai, de ce faină era culoarea și printul. Era superbă. Nu, no, dar nu pot să o iau. Până să spuneți, Alina, ce-i cu tine, ai nebunit? Astea două nu le-aș purta niciodată împreună, pentru că nu merg. Asta este foarte aglomerat, printul ăsta și ăsta la fel. Însă n-am avut cu ce să le combin și le-am probat pe amândouă împreună, ca să pot să apară în fața voastră îmbrăcată. Însă, pantalonii ăștia îmi plac de mor. Sunt largi, sunt măsura largi. Dar cred că... Auci! Auci! Eu am fost asta. Dar cred că îmi plac așa foarte largi. Exact asta este ideea. Și mi se pare așa foarte luxurioși. Așa că pe ăștia sigur mi iau. Exact așa largi cum sunt. Nu cred că își dă nimeni seama că sunt largi. Iar ăsta, oricum, nu este un număr prea mic. Și mă gândesc că nu prea vreau să mi se vadă așa pielea. Sau ăsta este un nu. Dar, da, pantalonii și materialul, nu vreți să știți cât de fain este materialul, este absolut, absolut delicios și mi se pare așa foarte luxuriant. Am dat lovitura. Și ultima chestie pe care o probesc, am terminat, sunt acești pantaloni scurți, care cred că de la sine se înțelege că este un nu. Aici este rochița mea, dar n-am avut cu ce să probez în partea de sus și da, sunt mari, nu fac niciun favor. Așa că, dintre toate chestiile, rămân pantalonii ăștia. Voi nu îi vedeți așa de bine pe cameră, dar sunt absolut, absolut super și materialul este super. Sunt de la Max Studio și sunt, nu știu, ceva $16, adică nu pot să-i las aici. Chiar nu pot. Hai, mă îmbrac și ieșim de aici. E timpul să mergem să iau ceva de mâncare și să mă duc acasă, că toată ziua am petrecut la cumpărături.